iarna. A trecut în casa părinților, unde discuțiile cu privire la semănăturile de primăvară, dar și referitoare la construcția casei, păreau interminabile. Sărbătorile de Crăciun, constituind răgazul cel mai mare al anului de secole, au devenit zilele când rudele își făceau vizite reciproce, depănând amintiri despre cele întâmplate în anul trecut, dar și punând la cale lucrurile ce urmau a fi făcute noul an. Tocmai sărbătorile de iarnă erau puținele bucurii de care aveau parte țăranii din Basarabia la sfârșitul secolului XIX. La aceste sărbători, Ileana i-a adus lui Gheorghe mult așteptata veste, că în toamnă mila Domnului va coborî în casa lor, dăruindu-le primul copil. Sfârșitul iernii îl găsi pe Gheorghe și Ileana dominați de grijile semănăturii și construcția casei, care i-au preocupat întreaga primăvară și vară. Între timp, grâu rodise bine și bucura pe tineri. Casa se ridică văzând cu ochii, la clacă participând toate rudele. Era clar pentru toți că această gospodărie se ridică cu binecuvântarea Domnului. Bucuria tinerilor sporea și pe măsură ce se mărea burta Ilenei. Tânăra familie a petrecut sărbătoarea adormirii Maicii Domnului în casă nouă. Împreună cu tinerii soți, părinții, rudele, prietenii s-au bucurat că s-a înfiripat o familie demnă de acest neam. Toamna a venit cu griji noi, dar și cu multe bucurii. Rând pe rând, Gheorghe a strâns porumbul, floarea soarelui și celelalte culturi. Bucuria le era împlinită, căci cel de sus le-a dat o roadă bună de cereale. Recolta de struguri s-a dovedit a fi pe măsura anului, dar și a necesităților tinilor. Strugurii erau dulci și mustoși, numai buni pentru a obține un vin ce pune în evidență calitățile stăpânului casei. De altfel, oamenii locului sunt meșteri neîntrecuți în a face vin roșu și îndeoseb vin bălan, care ducea până departe faima satului și a gospodarilor lui săi. Gheorghe avea mare nevoie de un vin bun. Aștepta să îi se nască primul copil, iar aldămașul putea fi pus țătenilor doar cu un vin bun. Semnificația momentului îl obliga pe Gheorghe să facă vin bălan. În curând, din un alt de struguri de sașlaș era indor, răspândea parfumul îmbătător al sevei dealurilor Codrene. Gheorghe și Ileana îi mulțumeau Domnului că le-a dat putere pe parcursul anului și în toamnă s-au văzut în gospodăria lor cu hambarele și beciul plin cu roade ale anului agricol. Marea lor preocupare, dar și înțelesul lor constant, era venirea pe lume a primului lor copil. În ultimele zile ale gravității, Ileana era de dreptul atrăgătoare, deosebit de frumoasă, brunetă, cu ochii ca murile și părul negru ca pana corbului, lung, încât îi acoperea gleznile, de altfel ceva caracteristic mai ales pentru codrence. Tânăra femeie avea un corp ce părea sculptat de făuritor, un bust viguros și sâni gata să-și îndeplinească misiunea de a alăpta pruncul pe care îl purta sub inimă. Ileana, la căre creare natura nu s-a grăbit, dăruindu-i frumusețe din plin, mâini puternice, șlefuite de muncile casnice și agricole, picioare perfect sculptoate de culoarea bronzului, dădea impresia unei stări fizice perfecte, ce asigura o sarcină lejeră. Toate acestea făceau din Ileana o femeie demnă, a cărei misiune era de a naște copii, prin ei asigurând dăinuirea vieții pe acest pământ. În ultima lună de sarcină, Ileana își purta cu mândrie burta doldora de rod, gata din zi în zi să dezvăluie marea taină. Ce va aduce pe lume? Băiat sau fată? Discuțiile nocturne ale tinerilor părinți cu viitorul copil exprimau dragostea lor nemărginită față de cel ce urma să vină pe lume
și să le asigure continuitatea neamului. Veni și momentul nașterii. Ileana? Îl trezi spre dimineață pe Gheorghe și spuse că i-a venit sorocul. Nașterea începuse cu dureri în prag, dar și cu erupția apelor fătului. Gheorghe o chemă grabnic pe maică sa, care, venind într-un suflet, își îmbrățișă cu drag fiul, explicându-i unde stă vrăciuitoarea satului, Brânzoaica, îi porunci să o aducă cât mai curând posibil. Femeia locuia în alt capăt al satului. Gheorghe încălecă murgul și se îndreptă cu viteză vântului către cea care avea să înlesnească venirea pe lume a primului său copil. Sufletul era cuprins de două sentimente controversate. Pe de o parte, emoțiile pentru viața Ilenei, iar pe de altă parte, mândria că din clipă în clipă ei se va naște copilul și el va deveni tată. Sentimentul că va deveni părinte l-a însoțit pe parcursul a 9 luni. Iar acum, chiar dacă era în pragul dezvăluirii marelui mister, rămânea un captiv al fenomenului divin. Bătu la ușa Brânzoaicei și cu voce tremurândă îi spuse că Ileana naște și că trebuie să meargă cât mai grabnic să o ajute. Nici nu apucă să-și dea seama când a ajuns acasă. O conduse pe vrăciuitoare în cameră unde soția sa se chinuia în durerile facerii. Plânda sa mamă îl cumprinse și îl conduse în altă cameră, explicându-i că nașterea nu este o priveliște tocmai potrivită pentru bărbați. Dezorientat, rămase singur în cameră, învins de lacrimile unui sentiment necunoscut până atunci. Timpul părea că se oprise pe loc. Clipele păreau veșnicie, iar el însuși se simțea captivul momentului. Grijile cotidiene nu îl mai preocupau. Ileana și cel care urma să vină pusese răstăpânire absolută pe el. Doar o singură întrebare îi săgeta creierul. Cum va reuși Ileana să reziste? Și cum va arăta cel care este sânge de sângele lui? Thank you.